A avut loc cea de-a doua ședință de coordonare a agendelor între Parlamentul Republicii Moldova și Guvern. Se pare că, chiar dacă nu ne-am așteptat, dar sunt rezultate extrem de bune deja din prima ședință care a avut loc acum 30 de zile. La această a doua ședință am constatat că avem un progres deosebit la nivel de recuperare a restanțelor pe implementarea acordului de asociere, în mod special și pe prioritățile guvernului. Chiar îi spuneam domnului prim-ministru din statistica pe care am constatat-o în 5 ședințe plenare din această sesiune, au fost adoptate mai multe acte normative de pe agenda europeană decât într-o întreagă sesiune de toamnă de anul trecut. Ne mișcăm foarte bine și am accelerat și am intensificat la nivel de sincronizare agendele pe creație legislativă, cea guvernamentală și cea din Parlament, și roadele sunt evidente. Mai mult ca atât, astăzi am reușit să discutăm deja și chestiuni tehnice legate de anumite proiecte de legi care trebuie reconfirmate, confirmate, la fel și agenda. Mai mult ca atât am discutat și de unele priorități, dar aici probabil domnul prim-ministru se va referi mai mult și ce ține de Consiliul de Asociere care va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Și am informat colegii că vom face propuneri la nivel de birou permanent al Parlamentului pentru a implementa un sistem și un mecanism nou de coordonare a tot ceea ce înseamnă agenda de asociere la nivel parlamentar. Vorbim despre un colegiu sau un Consiliu de Integrare Europeană, la care vom reveni cu informații suplimentare săptămâna viitoare, după ce va fi prezentat biroul permanent ca și concept. Rezultatele sunt bune, deja în baza acestor ședințe de coordonare între Guvernul Republicii Moldova și Parlament, și aici e de remarcat și de menționat și apreciem foarte mult domnul prim-ministru cum au început să lucreze ministerele cu comisiile, și după cum ați văzut și președinții de comisii sunt unii extrem de mulțumiți de colaborarea care există, comunicarea care există, care, bineînțeles, are efect productiv în tot ceea ce înseamnă recuperarea restanțelor și, în general, implementarea acordului de asociere și nu numai, luând în considerare ambele agende, atât a Guvernului cât și a Parlamentului. Mă voi referi foarte puțin și la o altă chestiune care urmează să o facem publică, așa cum am agreat domnul prim-ministru. Vorbim despre foaia de parcurs care a fost elaborată, coordonată între Guvern, Parlament, majoritate parlamentară, subsemnată de prim-ministru și de președintele Parlamentului, și care este un angajament al nostru, o foaie de parcurs pentru perioada până la 31 iulie 2016, cu foarte multe acțiuni care urmează să le întreprindem, începând de astăzi, de ieri, și cu un program foarte intens în realizări. Stimate domnule președinte, stimați prieteni, trebuie să scot în evidență că am avut o întrevedere foarte utilă. Așa, această ședință comună între Guvern și Parlament, de fapt, care a avut loc la timp scurt după cea prima din 12 februarie, atunci când ne-am propus să sincronizăm acțiunile între Guvern și Parlament, astfel încât să putem elimina cât mai multe din acele restanțe care au fost înregistrate până la acel moment. Vorbesc aici de implementarea acordului de asociere. Am remarcat împreună cu toți colegii de la această ședință că ritmul, de fapt, înregistrat între aceste ședințe a fost unul destul de accelerat. Am reușit să aprobăm multe documente la Guvern, după care, datorită sincronizării bune cu Parlamentul, și-au găsit aprobarea și la Parlament. Adevărat este că am convenit să mai rectificăm unele agende, astfel încât să le sincronizăm și între ele, pentru că s-au dovedit a fi mai multe și pe dimensiunea guvernamentală, dar și pe cea parlamentară. Un lucru foarte important, drept concluzie, a fost că nu ține doar de conlucrarea pe dimensiunea implementării agendei de asociere, dar este foarte important ca și pe viitor această colaborare să fie una strânsă, pentru că se dovedește a fi foarte eficientă, și cu cât mai multe ședințe în așa format vor fi ședințe de lucru,
cu atât mai eficiente și mai productive vor fi ședințele plenare și, de asemenea, ședințele oficiale ale Guvernului. Aș vrea să mă refer puțin și la foaia de parcurs, care este una ce reflectă angajamentele Republicii Moldova pe un termen mediu. Acest termen mediu este cuprins până la finele sesiunii parlamentare de primăvară-vară. Sunt niște angajamente destul de ambițioase, de aceea atunci când am elaborat, de fapt, această foaie de parcurs, am avut discuții largi pe platformă guvernamentară și parlamentară. A fost cu multă atenție prevăzut fiecare termen pentru fiecare acțiune, ceea ce ne vorbește despre responsabilitatea comună a Guvernului și Parlamentului, pentru că această foaie de parcurs, de fapt, a fost subsemnată de către prim-ministru, dar și de către președintele Parlamentului. Am toată încrederea că că manifestând, de fapt, această atitudine, vom atinge și obiectivele pe care ni le-am propus. Luni vom fi la Consiliul de Asociere la Bruxelles. De data aceasta mergem cu foarte multe acțiuni realizate deja, cu foarte multe obiective atinse. De aceea mizăm și pe concluzii pozitive după Consiliul de Asociere. Mulțumim. Astăzi, în această ședință legată de implementarea acordului de asociere, acest subiect nu l-am discutat și probabil nu e cazul să ne referim la el acum și să lăsăm clasa politică, mai ales cea care se exprimă, să vină eventual cu alte detalii. Vă mulțumim. Spuneam că este o foaie de parcurs în care se regăsesc angajamentele Republicii Moldova și vreau să scot în evidență că această foaie de parcurs nu este importantă pentru a raporta partenerilor Republicii Moldova din exterior. Este o foaie de parcurs importantă pentru noi pe interior, pentru că ne-am propus o agendă, de fapt, foarte aglomerată, care revine pe lunile martie, aprilie, mai, mai puțin până în luna iulie, până spre sfârșitul lunii iulie, atunci când se termină sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului. Sunt foarte multe, sunt foarte ambițioase, dar această foaie de parcurs va fi făcută public astăzi, de aceea o să aveți ocazia să faceți cunoștință cu fiecare dintre aceste acțiuni. Veți vedea că foaia de parcurs, într-adevăr, cum spunea și domnul prim-ministru, prevede acțiuni planificate în fiecare lună. Ce se întâmplă în luna martie, ce se întâmplă în aprilie, mai, iunie, iulie și așa mai departe, până la sfârșitul lunii iulie. Sunt angajamentele noastre de modernizare și de reformare, nu neapărat pentru Uniunea Europeană, dar pentru Republica Moldova, dar bineînțeles în dialog cu Uniunea Europeană. Și este un angajament, un exemplu că vom putea lucra foarte sincronizat, atât la nivel de Parlament și de Guvern, cât și sincronizat cu partenerii noștri de dezvoltare. Veți regăsi absolut tot, astăzi fiind făcut public acest document, începând de la sistemele financiar-bancar, energetică, luptă împotriva corupției sau reforma justiției și multe alte din tot ceea ce e acut și important pentru Republica Moldova. Noi am elaborat un concept împreună cu partenerii de dezvoltare, în mod special cu colegii din Suedia și Organizația Națiunilor Unite, Programul de Dezvoltare a Organizației Națiunilor Unite. Vom implica și experții europeni care sunt detașați de Uniunea Europeană în Parlament. Conceptul prevede crearea unui colegiu sau consiliu de integrare europeană în Parlament, din care fac parte din oficiu președinții de comisii, din care fac parte președinții de unele delegații parlamentare, de exemplu la Euronest sau în Comitetul Parlamentar de Asociere.
din care la nivel de secretariat și tehnic vor fi persoane delegate, dedicat de comisii, din secretariatul acelor comisii, persoane la fel din fiecare comisie care va avea misiunea să coordoneze, se axează foarte mult pe control parlamentar și tot ceea ce înseamnă mecanismele de comunicare cu guvernul și de formare a agendei parlamentului, mai multe informații și atunci când va fi gata conceptul și inclusiv forma în care noi îl vom aproba, vom da săptămâna viitoare, deoarece vom face propunerile necesare la biroul permanent, în așa fel încât să fie implicat și conducerea Parlamentului și la nivel de comisii, de direcții, de secretariat. De mult s-a discutat și despre o direcție sau o secție specială de aproximare a legislației în cadrul direcției juridice, este cazul să revenim. La fel în cadrul Comisiei pentru Politica Externă și Integrare Europeană, dar și acest colegiu care va fi o umbrelă legată strict pe implementarea agendei de asociere. Dacă vă referiți nemijlocit la calendarul restanțelor, care a fost un document elaborat de lucru pentru guvern, pot să vă spun că am reușit aproximativ 50% din cele menționate în acest calendar să fie eliminate până în ziua de astăzi. O parte din ele se regăsesc și în ordinea de zi a ședinței guvernului care va avea loc mâine la ora 1. Și noi aici nu ne oprim, de fapt, pentru data de 14 martie, pentru că agenda urmează a fi implementată și imediat în perioada următoare. Vom urmări acest calendar până când vor fi eliminate toate restanțele, astfel încât să revenim la un calendar de activități regulamentare. Pachetul de integritate este aprobat în prima lectură în Parlament, acum urmează să fie încă discuții și aprobat, eu știu, în lectura a doua. Îmi vine greu să vă identific toate proiectele acum care sunt restanțiere și care am reușit să le aprobăm, dar puteți să le revedeți în calendarul care va fi publicat de către Ministerul de Externe. Nu insistați pe aceste întrebări. Vreau să vă spun că noi la guvern încercăm să facem abstracție de toate disputele politice care sunt în Republica Moldova și sper că ați observat acest lucru. Am convenit împreună cu colegii, membrii cabinetului de miniștri, să venim cu mai puține declarații politice, să fim afectați mai puțin de curentele politice din Republica Moldova, astfel încât să ne concentrăm pe ceea ce este firesc pentru un executiv, pentru un guvern, acțiuni concrete care vor duce până în final la creșterea calității vieții oamenilor. Uitați-vă, pe aceste lucruri ne vom concentra la guvern și nu va izbuti nimeni să ne destabilizeze, de aceea aveți toată convingerea mea că nu vor mai fi dispute politice, cel puțin la ședințele guvernului. Voi face un apel încă suplimentar către toți miniștrii să nu vină cu declarații politice, să se concentreze pe agenda guvernamentală, astfel încât să asigurăm o implementare a planului de activitate a guvernului.